Bună, mă numesc Andrei, sunt la moment lucrez la o organizație, sunt administratorul, am grijă de anumite facilități, timp de hospitalitate, de menținere a clădirii. Dar totodată, în timpul pandemiei, am fost o persoană care am început să schimb perspectiva de a mă dezvolta, de a crește, de a căta noi resurse, cum pot să investesc în mine. Am încercat unele metode, dar una dintre care am fost intrigat a fost metoda de trading și am dorit să aflu mai mult cum. Am urmărit câteva cursuri pe YouTube, câțiva speakeri renumiți. Am aflat că este ceva și în Moldova și chiar am vrut să vin pe viu să văd cum se face asta. Pentru că vorba aceea e mai bine să vii odată să vezi din cursul de ori sau ori. Da? Am venit dar unul odată, mai multe ori, mai multe lecții. Este provocator, dar este toată provocarea care nu satisface. Pentru că dacă vrei să crești în asta, bineînțeles, o să treci barierele care sunt. Este puțin dificil, dar așa, un dificil care e plăcut. Pentru că poți să crești și, bineînțeles, am speranță de ce nu de a crește venitul familiei și poate de a fi și un ajutor pentru altcineva. Deci, bineînțeles, primele lecții au fost lecții teoretice, care au fost niște lecții mai mult așa, ca de o intrigă, da? Ceva să așteaptă frumos, da? Apoi, întotdeauna era cumva o speranță că va fi lecții practice, lecții practice, că vom învăța mai mult, mai mult, mai mult. Era curios, da, să învățăm mai mult, pentru că, sincer, chiar nu știam nimic de transacționare, doar numai din auzit, doar numai când speakerii de pe YouTube vorbeau de anumite grafici, era ceva ca limba franceză pentru mine, ori limba mandarină, dar practica, cum se spune, bate teoria, da? Acum, pe un curs demo, pe un cont demo, putem pur și simplu să experimentăm, să vedem unde ne mai descurajăm, unde ne încurajăm, unde punem în aplicare tot ceea ce învățăm. Și asta este ceva frumos, unde nu pui banii tăi în risc, dar faci ca un experiment, ca să vezi cu adevărat unde greșești, ca să poți fi productiv pe viitor. Practic e important pentru că pe YouTube tu ai anumite întrebări care, bineînțeles, nu le poți adresa speakerului, pentru că este un video care a mers. Aici, dacă ceva nu e clar, ai ridicat mâna, ai pus întrebarea, s-a dat răspunsul. Asta este, cred, avantajul cursului, pentru că este pe viu, chiar dacă nu e clar, tu întrebi. Nu e clar a doua oară, mai întrebi încă o dată, pentru că cel care pune întrebări spune că întrebări multe este 5 minute prost. Cel care nu pune nicio întrebare și nu e clar este viața prostă. Deci mai bine fi 5 minute prost, dar ieși cu ceva clar de aici. E, a fost introducerea, a fost bine, deci termenii este clar. Deci eu personal sunt persoana care, dacă ceva nu e clar, întreb. Mi se dă răspuns, dar totodată se accentuează mult, dacă nu e clar, încă o dată întoarcem, încă o dată învățăm. Ceea ce apreciez la doamna Ana, în cazul de față, profesoara noastră, se asigură ca să trece în următoarea etapă toți odată, da? Cineva să nu rămâne în urmă. Chiar dacă pentru mine din multe ori ceva e clar, pentru mine altcineva nu e clar, dar ne așteptăm unul pe alții ca să trecem, da? Să ne asigurăm că însuși nu este bine. Cred că depinde mult și de persoană, cât de tare se aventurează, pentru că dacă nu cunoști și te aventurezi, este foarte riscant, dar un risc în care ai și cunoștință este ceva un risc, dar mai un risc mai controlat, așa spun. Deci, cred că depinde de mult de persoană și de pregătirea care o are. De regulă, eu recomand ceva când pot să vin eu cu ceva. Am luat un kilogram de mere de la piață și spun că sunt merele bune pentru că eu am mâncat. La momentul în care sunt, hai să spun, într-o perioadă de testare, da? Dacă, bineînțeles, pentru mine o să aduc ceva, o să-l pot recomanda, da? Dacă eu sunt o persoană, să spunem, care o să pierd ceva, deci aș mai fi mai greu să-l recomand. Deci tot depinde cumva eu ce acțiuni voi avea pe viitor. Dar, bineînțeles, dacă voi avea acțiuni pe viitor reușite, de ce nu? Chiar nu că aș recomanda, dar chiar aș ajuta pe cineva ca să mă apropiați de lucrurile astea. 10 maximal și barierul de 10.